Astăzi o să descompunem cifra 7. Da? Și avem 7 bețișoare. 2, 4, 6, 7. Da? Și începem să le descompunem. Da? Una are 7 și cealaltă are 0. Bine. Eu îți fac așa, da? Și tu ai să treci pe linia asta de aici, 1, 7, 1, 0, da? Lasă aici și faci 7 și 0, da? Faci cât pătățica, da? Ei, dar fă aici unde e săgeata mea. Aici? De sus, Giulie, uite de aici. Așa, 1, 7, 1, 0. Pe viitor încearcă să faci doar cât e pătățica asta cifra, da? Ok, altă variantă. Vedem la asta. 7 și celălalt are 0. 7, da? Hai. De 0 și 7 acum, da? Hai. 7. Hai acolo pe mama. Mama, uite aici am făcut, nu? 0. Ce? Ok, altă variantă. Deci avem 7 bețe. Da. La 1, 2, 3, 4 și cealaltă are 4, cealaltă are 3 și cealaltă 4. Deci ai să faci 4 și 3, da? Hai. Pui aici 4 și 3, da? Haide. Te rog frumos, fă-le doar cât pătrățica. Bine, încerc. Doar cât e pătrățica asta. Așa, micuții, da? Hai, altă variantă. Dăm la asta 3 și cealaltă 4. Așa. Deci te rog frumos să mi le faci cât pătrățica, nu le mai fă dubli, da? Hai, deci 3 și 4 acum, da? 3 aici? Da. 3 și dincolo? 4. Putem vorbi tare, 4. Da? Așa, perfect. Uite ce frumos, da? Tot ai depășit o dată. Hai, altă variantă. Deci, luăm una și la cealaltă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de cealaltă? 1, da? Pui 6 și 1, da? Uite aici jos. În partea asta 1 sau aici? Aici ai pus 6, da? Invers era mama 6. Scuze. 6, da? Bine. 6 și dincolo 1, da? Așa, altă variantă. La asta-i dăm 1 și la asta-i dăm 6. Deci acum ai 1 și 6, da? 1 și 6. Hai. 1 și 6. Nu? Haide, Giulie, că l-ai exemplu lângă meu. Așa, altă variantă. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Deci 5 și 2, da? Hai. Nu, aici, dar n-ai în partea aia 5? Bine. Cinci? Corect. Foarte corect. Și? 2. 2. Perfect. Hai, altă variantă. 2 și... Stai cum era. 2 și numără. 2 și 5. Așa, fă aici, 2 și 5.
2. Așa, altă variantă. Ia, mai avem alte variante. Stai, poate cânta. Păi cam astea sunt variantele, ia să vedem. Dai puțin? Deci am făcut cu 0. Cu 1 am făcut. Cu 2 am făcut. Cu 3 am făcut. Păi am făcut variantele, da? Ok, am făcut variantele, da? Și aici zice așa. Descompune, te uiți aici? Descompune corect după model cifra 7. Spune și alte variante de descompunere a acestei cifre. Și avem aici un exemplu, da? 7, 0 și 7, da? Ia uite. Avem și noi 0 și 7? Da. Așa, da? După aia avem aici descompunerea cifrei 7. 1 și... și 6. Perfect. Noi le-am găsit. Ei, facem aici, da? Cifra 6. Așa, după aia avem aici descompunerea cifrei 7. Avem aici. Hai să vedem dacă avem. 25. Și aici ce trebuie să scriem? 5. E cifra 5. Perfect. Aici avem 7, da? Da. 3. Și? Hai să vedem dacă avem pe o parte 3. 3 și 4. Așa, scriem acolo, da? Perfect. Următoarea. Avem 4 și 3. Scrie. Așa, următoare. 5. Hai să vedem dacă avem 5. 5 și 2. Scrie. Așa. Unește punctele și descoperă semnul matematic folosit. Da? Punem punctele, da? Ce semn matematic e? Plusuri. Ce înseamnă? Egal. Înseamnă adunare. Da. Deci adunăm, da? Corect. Denumește operațiunea matematică. Ce am zis mai înainte? Deci. Plusul înseamnă? Adunare sau scădere? Adunare. Perfect. Bravo.